Actul Unirii votat de sfatul țării la 27 martie 1918. În numele poporului Basarabiei, sfatul țării declară Republica Moldovenească Democratică Basarabia în hotarele ei între Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldovei, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi și înainte pentru totdeauna, se unește cu mama sa România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururi și totdeauna. Președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț, vicepreședinte Pan Halipa, secretarul Sfatului Țării, Ion Buzdugan.